Pot exista surpriză pentru un contracandidat puternic pentru Maia Sandu sau va fi oarecum o victorie facilă a dânsei pentru a-și asigura al doilea mandat la cârma Republicii Moldova? Nu cred că va fi o victorie facilă. Cu siguranță va exista o opoziție destul de largă față de actuala președintă, o opoziție care se va coagula din ce în ce mai bine în ajunul alegerilor. Eu mă aștept ca în următoarele 2-3 luni să știm cu exactitate cine va fi contracandidatul doamnei Sandu, indiferent de mesajele care mai vin dinspre unele partide, la fostul președinte Dodon și așa mai departe. Eu cred că se va merge până la urmă pe coagularea întregii opoziții pro-Rusie, dacă o putem numi așa, sau anti-occidentală, anti-europeană, în jurul unui singur candidat care va beneficia nu doar de sprijinul unui grup de partide, dar și de resurse importante, financiare, investiții în campania sa electorală, inclusiv probabil încercări de a mitui, corupe alegători acolo unde acest lucru este posibil, pentru a mări bazinul de susținători la maxim. Întrebarea pentru mine este în ce măsură acest candidat unic, care va fi desemnat probabil în perioada următoare, va avea timpul necesar pentru a crește în sondaje, pentru a atrage destul de mulți susținători, pentru a deveni un concurent cu șanse de a învinge. Probabil acest contracandidat ar putea să aibă acces la o masă de alegători potențial susținători de circa 30%. Dar asta nu este de ajuns pentru a învinge. Noi știm că electoratul dur, consolidat, pro-rus din Republica Moldova este în jurul acestei cifre de 30%, dar nu depășește 30%. Sondajele ne arată că nu sare peste 30% și lucrul ăsta s-a atestat pe parcursul mai multor ani. Deci, la întrebarea dacă vă doriți o relație mai apropiată cu Federația Rusă, o integrare în Uniunea Economică Euroasiatică, de obicei răspunsul din ultimii ani alegătorilor pe acest segment nu depășeau 30-32%. Deci cu acest electorat, dacă merge în alegeri, nu prea ai șansa de a învinge și atunci intră în discuții strategia electorală cu care va merge acest candidat, care va fi una probabil menită să creeze mai degrabă confuzie în capul alegătorilor. Probabil se va merge pe un discurs centrist, chiar pe alocuri pro-european acestui candidat. Deja l-am văzut pe Igor Dodon schimbând programul politic al PSRM și mizând pe această idee că orice integrare în vest sau în est trebuie să se construiască pe câteva principii și spune acolo despre neutralitate, respectarea minorităților naționale, tradițiilor și așa mai departe, spunând că practic ar fi de acord și cu integrarea Uniunii Europeană, doar cu respectarea anumitor principii. Deci asta ne spune Igor Dodon față de ce spunea acum 5 sau 6 ani de zile, când nici măcar nu susținea deschis integrarea Uniunii Europeană. Deci discursul se schimbă în timp și îl menționez pe el pentru că probabil această schimbare de discurs o vom atesta și în mesajele transmise de acest contracandidat al actualei președinte, care va încerca să ducă o luptă importantă pentru alegerile prezidențiale. Eu zic că la ora actuală, din păcate, pentru ei, această partidă pro-rusă are o problemă de credibilitate, inclusiv în rândul alegătorilor lor. Indiferent că vorbim de Igor Dodon, Irina Vlah sau Ion Ceban, fiecare dintre ei are o problemă, fie nu ajunge la electoratul național, nu este cunoscut de electoratul din întreaga țară, sau are niște probleme grave de credibilitate, integritate, așa cum este Igor Dodon, pe care le cunosc inclusiv foștii săi alegători. Susținători.